Evenimentele stradale încep să prindă viață și în Drobeta Turnu Severin. În weekend, în orașul de pe malul Dunării, a debutat Severin Street Food. Mai fi mult și doamnă dublume de pe. Optă. Preparate care mai de care, mai arătoase și arome îmbietoare i-au întâmpinat pe severinenii la Severin Street Food. Aici avem pui grill la butoi, pe jar. Cât timp ia să se pregătească? Două ore jumate. În același butoi mai avem scăricică de porc. Asta durează mai mult, trei ore jumate. Și în același butoi a mai fost ciolan de porc care l-am scos. A durează și mai mult, undeva la 4 ore. Care este cel mai solicitat sortiment? În seara asta a fost solicitat puiul grill, apoi scăricica. Mai fost un eveniment săptămâna trecută altundeva, a fost exact invers. Ciolanul a fost vedeta și lumea e liniștită, atmosferă plăcută, îmi place. Facem burgeri, facem hot dogi, sandwich-uri cu carne de vită, sandwich-uri cu ceafă de porc, orice vrea omul. Care este cea mai specială, să zic așa, cel mai special preparat pe care l-aveți? Sandwich-uri cu carne de vită. E un sandwich care nu e așa de comun. Toți cei care au mâncat ne-au spus că este extraordinar de bun. Acum, uitându-se severinenii la televizor, mâine cred că nu o să mai facem față la semicele cu carne de vită. Ce au solicitat ei cel mai frecvent în această seară? Burgeri. Astfel de evenimente sunt destul de rare în Drobeta Turnu Severin. Așa se face că nici măcar episoadele de ploaie nu i-au îndepărtat pe participanți. Aceștia s-au adăpostit, însă au rămas să savureze mâncărurile preparate de comercianți. Se pare o idee bună. Mi se pare o idee bună în orice oraș. La noi mai ales că nu se întâmplă atât de multe lucruri, adică sunt festivaluri frumoase, sunt evenimente frumoase, dar nu atât de multe. Mi se pare chiar o idee bună și o ocazie frumoasă de a te distra, mai ales că e în aer liber, îmi place. Mai ales că văd că a fost pornită și fântâna cinei. Da, și asta e un mare plus, evident, e foarte frumos, chiar mi-era dor. Mi se pare o idee excelentă, este ceva nou, să zic, și mai scoate lumea din casă, mai ieșim să avem activitate. Era nevoie de astfel de evenimente, petrecere de timp liber? Da, după perioada care a fost și restricțiile care au fost, este binevenită. Cum vi se par prețurile? Mă așteptam să fie mai mici, sincer, pentru că multă lume a rămas fără locuri de muncă. Se pare frumos. Mai schimbăm un pic imaginea orașului. Ați apucat să cumpărați deja sau deocamdată? Încă nu, urmează. Severin Street Food se află la cea de-a treia ediție, având o întrerupere anul trecut pe perioada pandemiei. Totodată, cei prezenți s-au bucurat de repornirea fântânii cinetice din municipiu, după o perioadă de câteva luni în care s-a aflat în reparații capitale.